Bundesliga a împlinit 60 de ani. Să-i cântăm și noi la mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani. Bun găsit, dragi prieteni, sau guten tag, sau cum se spune, pentru că astăzi vom putea vorbi un picuț mai mult despre Bundesliga. Iată, o competiție care se apropie de vârsta de pensionare, pentru că în momentul în care a plecat la drum, pe 24 august 1963, era aici așa mititică, abia s-a născuse, deci au trecut de atunci 60 de primăveri. Și am zis, nu suntem mari specialiști, dar să vorbim și noi așa puțin despre o competiție care în loc de Bundesliga ar trebui să se numească Bayern München Bundesliga, pentru că așa cum probabil știți, peste jumătate dintre trofeele de campioană cucerite de Bayern München au avut loc în această prestigioasă competiție, și când spun prestigioasă chiar nu e ironie. Dacă sunt 60 de anișori, că iete, s-a împlinit mai zilele trecute 6 decenii de împliniri mărețe, s-au împlinit, ei bine, cei de la Bayern au câștigat de 32 de ori, ceea ce însemnează că mai mult de jumătate. E o chestie, ok. Da, o prișene cu ultimul titlu, aproape că nici nu se pune la socoteală, ba da, nenea lor, că știți, deci din cele 32 de titluri, 11 sunt consecutive, ultimele sunt consecutive. Povestea din sezonul trecut, că vorba aia nu s-a răcit încă, Pixul care a scris materialele alea, de german vorbesc, cu Bayern München care nu mai avea așa, Borussia Dortmund gata, domnule, câștigase, Mainz-ul cu 2-0 ăla și a venit golul lui băiatul ăla minute 89. Ce să vezi, tot Bayern München. Dar Bayern München, dacă mi-aduc eu aminte, atenție, este o competiție care nu are... Ia uite, prișene, ce comparație, ai luat-o și tu razna, bă, băiat, că erai băiat serios. O competiție mai tânără decât prima noastră divizie, care a purces la drum, da, mult mai înainte, cu vreo 13-14 ani mai înainte. Adică ia să spuneți, mă, nenelu, prima noastră divizie, lui Liga 1. Dar nu asta voiam să zic. Bayern München nu s-a calificat, mi se pare că nici în prima, nici în a doua, prin 65 în Bundesliga, adică n-a avut drept de joc, erau amărâți pe vremea aia, astfel că prima echipă din München care a jucat în Bundesliga a fost TSV 1860, da? Să reținem lucrul acesta, Bayern a venit undeva prin 1965, ceea ce avem de reținut este că Bayern München peste jumătate dintre trofee. Bineînțeles, pe partea cealaltă putem să mergem cu miracolul din 1997, l-am prins live, 1990 și 1998, al celor de la FC Kaiserslautern, cravașați de faimosul Otto Rehagel, pentru că băieții veniseră din Liga a doua și au luat titlu, da, dacă nu mă înșel. Otto Rehagel, care a demonstrat cine este în 2004 sau când a luat el titlu cu Grecia la campionatul european din Portugalia. Deci în 98 reușește o minune la Kaiserslautern, la un Kaiserslautern la care juca la bătrânul Andreas Brehme. El mai jucase la Kaiserslautern înainte să plece din Germanica, Mitzi s-a dus în Italia, în Serie A, după aceea când s-a întors, unde a venit? Tot la FC Kaiserslautern. Deci l-avea pe Brehme, l-avea pe ăla șmecherul Ciriaco Sforza, mamă ce jucător, și un tinerel Balak, nu? Michael Balak, mi se pare că era la ei un tinerel. Cravașați de Otto Rehagel, am zis așa să luăm câteva detalii importante din istoria celor de la... din Bundesliga și a celor de la Kaiserslautern, deci ei reușesc să câștige titlul. Ce s-a întâmplat după aia cu Kaiserslautern știe toată lumea, spre deosebire de Nürnberg, care campioni în 68-69 sau când au fost ei campioni, păi da, am o pricină să jucă fotbalul cu bască, da, nu au reușit să se mențină, mi se pare că au și retrogradat. Și mai este o povestioară interesantă, nu că facem reclamă, că trebuie să dăm denumirea, până în anii 70, echipele din Bundesliga și din lumea asta așa șmecheră nu aveau sponsori pe piept. Și atunci au venit ăia de la Eintracht Braunschweig, deci nu una dintre astea grand, că normal granzii aveau lovele, ăia nu mai aveau bănuți. Că știți că așa a apărut primul sponsor în Bundesliga. Și a zis, bă, ce facem? Hai să jucăm pe tricou cu o firmă de beți cu moderație, Jägermeister. Băi, că nu e voie, că sunteți nebun la cap, federația a zis, cum bă să jucăm cu Carmol pe tricouri? Ați luat-o razna în anii 70 într-un fotbal, păi noi suntem germani. Jucăm cu băieții. Au jucat cu băieții pe piept, primul sponsor, prima reclamă pe piept, cum ar veni, a fost la băieții de toarnă. Hop. Și ca să înțelegeți, așa și a ieșit vreo chestie, a ieșit că au avut un profit de vreo 51.000 de dolari în 1970 toamnă. Au reușit să se redreseze și miții l-au adus și pe copilul ăla, pe copil, glumesc desigur, pe Paulica Breitner, unul dintre cei mai mari jucători germani din toate timpurile, pe vreo 1,5 milioane de mărcuțe sau de dolarași, ceva de pe la Bayern, de la Real Madrid.
Adică, păi grație lor, da, și grație băieților de la Jägermeister, asta este. Ei s-au gândit mai înainte, ei au țipat pentru că era o societate conservatoare și până la urmă s-a pornit la drum, după care Rostogolul a plecat. Dacă e să vorbim despre ăștia care au avut cele mai multe meciuri, am căutat, nu e nici Lothar Matthäus, cum îi zicea Iliuță Dobre, colegul nostru, nici Breme, nici nu știu ce, Jürgen Klinsmann, nici nu cine știe, este cunoscut omulețul, bineînțeles, dar nici bombardierul bavarez Gerd Müller, nici Nea Paulică, nu, ci Klaus Fichtel. 552 de partide, atât pentru Werder Bremen, cât și pentru Schalke 04. Ce este interesant e că în momentul în care el a debutat, ca să prinzi toate astea, a însemnat că ai jucat încă de pe la 17 ani. La 14 ani el se găsea într-o mină de cărbune. Era o perioadă grea. Da? Războiul, știu ce o să spune, ha, mă, pricine, să trenasele de 20 de ani, dar era o perioadă grea în Germania și copilul lucra la 14 ani într-o mină de cărbune. L-au găsit pe acolo la un meci între mine, vorbesc foarte serios, și pe Fichtel l-au luat și l-au adus și la Werder Bremen și la Schalke, unde avea să joace jumătate dintr-o mie de partide, Nicule, 552 de meci. Și mai vreau doar să mă mai... Sunt multe lucruri de vorbit despre Bundesliga, bineînțeles, ne trebuie două zile. Hamburg este singur, vreau să zic hamburger, dar după aia o să zic, tot ce faci legat de tine e numai de mâncare. Ca să nu ziceți hamburgerez, vezi, echipa din... E greu un pic. Echipa din Hamburg este singura care nu a retrogradat niciodată. Până în 2018, când n-au mai putut nici ei să țină ritmul acesta și au picat și acum e mai... Mamă, la Hamburg, bă, băiete, care a jucat ei cu Dinamo, de fapt, care i-a eliminat Dinamo și așa mai departe. Am zis să facem așa, la mulți ani din partea noastră, nu știu cum se zice la mulți ani, în Willkommen, nu știu cum se zice în germană, melodioasa limba germană, un campionat senzațional pe care îl câștigă, dacă am fi să spunem citatele alea faimoase, un campionat foarte frumos pe care întotdeauna îl câștigă Bayern München. Da? Anul acesta a pornit așa mai scârțâi, dar până la urmă pare că s-a redresat. Sunt 60 de ani de Bundesliga, vorbim de competiția asta așa serioasă organizată, pornită la drum, cum ziceam, în 24 august 1963. Dacă am fi răutăcios, am zice, măi, Bundesliga, să dai și tu măcar, mai ales că ai avut sponsor la început, și da, să dai pe fundul paharului ceva, dai cald afară, așa că rămânem pe apă. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi, încă o dată, la mulți ani, Bundesliga!